Vladimir Cosma, românul considerat unul dintre cei mai mari compozitori ai lumii, a susținut aseară un concert de excepție la Paris pentru a marca inaugurarea președinției României la Consiliul Uniunii Europene. Naiul românesc a răsunat pe scenă, iar maestrul Cosma a vorbit cu emoție despre România, țara pe care a fost nevoit să o părăsească în urmă cu 55 de ani. Shine evening star, you are desire, and dream come true. Muzica din cele mai îndrăgite filme franțuzești poartă semnătura lui Vladimir Cosma. Supranumit compozitorul celor 500 de coloane sonore, artistul român a readaptat melodiile care i-au fascinat pe francezi în ultimii 50 de ani. Printre cei aproape 3.000 de spectatori s-au aflat numeroși ambasadori și oficiali europeni. Concertul a fost realizat cu implicarea Institutului Cultural Român de la Paris și a ambasadei țării noastre. J'en profite pour saluer la présence parmi nous de Monsieur l'Ambassadeur Luca Niculescu et de Madame Liliana Tsuroyou, présidente de l'Institut culturel et de leurs invités que je vous demande et je vous remercie d'applaudir. La fiecare dintre spectacolele sale, Vladimir Cosma invită și muzicieni români. Vorbește lumii întregi despre români și despre România, deși trăiește la Paris de 55 de ani. A fost nevoit să plece din țară pentru a deveni un mare muzician, dar spune că sufletul i-a rămas acasă.